Din moment ce ești pregătit să stai 4, 5 luni, 6 luni la piață, trebuie să te pregătești din vară. Da. Pui 2, 3 tone la varză, un 7, 8 tone. Sunt mai mult de 32 de ani de când Vasile Strugar, un sucevean din orașul Milisăuți, vinde murături în piața Alexandru cel Bun din Iași. Povestea sa este simplă, dar impresionantă. În anii 90 era croitor și avea mereu de lucru. Câștiga bine, însă firma la care lucra a dat faliment și a trebuit să se reorienteze. Avea pământ la țară și a început să cultive morcovi, cartofi, apoi varză și castraveți. A mers mai întâi în piețele din Suceava, unde însă nu a avut loc, așa că a venit la Iași în piața Alexandru cel Bun. Toate piețele sunt prinse de zeci de ani. Fiecare producător a vândut taicu-s acolo, acum vin de fișor-s-o. Eu am început-o din 91 la Iași și aici am rămas. Să merg în Suceava? Nu am, trebuie să mă bag peste altul, să uit omorât la tine. Chiar dacă ții vecin, nu spune în față nimic, dar nu te vede bine. Și când e vorba de bani, gata, faci dușmani. Îmi este greu, dar am 32 de ani de piață și mi-am format o gamă de clienți. Zi de zi asta este cât ține organismul. Bărbatul stă jumătate de an acasă la Milisăuți. Singur prepară murăturile pentru a fi sigur că potențialii clienți sunt mulțumiți. Cealaltă jumătate de an stă în Iași ca să vândă marfa. Până în perioada Paștelui am produsele astea ce le vedeți acum. Pe timp de vară sunt acasă la făcut marfa, la muncă. Și apoi iarăși din octombrie ne instalăm la piață, din toamnă. Din octombrie până la Paște. Mult puțin, cu mici pauze. Mai mă duc până acasă, 3-4 zile, o săptămână. Acum cu sărbătoarele am stat până pe 17 acasă. Oamenii îl cunosc pe Vasile și vin des să cumpere produse de la el. Am văzut că ați luat varză, mai aveți și alte cumpărături de... Niște cărniță și atât. Suceveanului îi place ceea ce face, deși câștigul nu este considerabil. În Iași locuiește cu chirie într-un apartament în care mai stă cineva. La final reușește să pună deoparte doar un sfert din banii câștigați din vânzarea murăturilor. Marea afacere nu este, oricum depășesc jumătate din... Ceea ce câștigați. Da, depășesc jumătate. Vasile este mulțumit că își face propriul program și că este propriul său șef. Dacă doriți să cumpărați gogonele, castraveți sau varză murată foarte gustoase, îl puteți găsi în piața Alexandru cel Bun.